Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. Tema meditațiilor revine acum în deșteptarea, în urma unui interviu acordat de doamna ministru al educației Ligia Deca pentru știrpesurse.ro. Dânsa spune că părinții ar trebui să le ceară cadrelor didactice de la clasă să organizeze ore de pregătire suplimentară cu elevii, nu să apeleze din start la meditații. Dânsa consideră că... că profesorii fac deja ore de pregătire suplimentară, dar le zic meditații. Corect, dar să știi că sunt... N-au timp. Sunt și profesori care mai fac câteva ore suplimentare la școală cu clasa, mai ales în apropierea examenului se practică chestia asta. Mă refer la clasa 8-a și bănuiesc că e valabil și la clasa 12-a. Doamna ministru consideră că nu toți elevii au nevoie de pregătire și că valorificarea oportunităților din partea școlii pot fi suficiente. Faptul că avem copii care iau notă mare la evaluarea națională fără să fie meditați, spune doamna Deca, este o dovadă că nu avem nevoie de pregătire suplimentară întotdeauna. Cazul tău. Balotelli nu a făcut meditații, nu? Ba da, a făcut. Cu cine? Cu Oana? Nu, m-a făcut cu meditator. A, serios? Da. Și la, da, cunosc un caz. Și-a luat 10, care... Da. Cunosc un caz de copil care n-a făcut meditații deloc. Aha. Și-a luat tot 980, 990. Mi se pare că aceste cazuri se poate face treabă. Da, este... Știi ce se întâmplă? E ca la loto, pe cuvântul meu. Deci dacă ești părinte și ai un copil de acest gen, care ia nota 10 la materii de-astea, matematică, chestii, fără meditație, ai câștigat la loto. Absolut. Serios. Am avut și eu o colegă în facultate care era așa. Venea la curs, își lua notițele și după aia, înainte de examen, citea odată notițele și lua 10. Era ceva uluitor, nimeni nu mergea înțelegea. Mintea, cum se spune. Și eram toți, mă, cum faci, mă, Gabi? Da, 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 am avut și eu colegi de ăștia. Da. Dar astea sunt excepțiile. În general, într-adevăr, părinții simt nevoia să le ofere pregătire suplimentară copiilor în ajun de examen pentru a se asigura de îngrașarea succesul lor. Și sigur, de aici decurg de multe ori o sumedenie de greșeli. Cum spunea doamna Deca mai departe, zice, hai să nu mai începem automat să căutăm meditații, indiferent de nivelul copilului, indiferent de ce fel de profesor are la clasă și indiferent de ce se întâmplă acolo. Și dânsa atrage atenția că de multe ori sunt excese copii care au mai mulți meditatori. Mie mi se pare că nu face altceva decât să induce o nesiguranță și o presiune suplimentară, spune doamna ministru, și îi dau dreptate. Mie îmi spune, săracul de mine, care făcea meditații și la matematică și la fizică și tot degeaba. Nu, 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 lasă asta. E vorba de a face meditații cu profesori diferiți la aceeași materie. A, serios, se întâmplă asta? Da, nu și cred. Am cunoscut și eu oameni care și-au trimis copiii ca să se asigure să verifică că iese lucrarea bine. I-au trimis să facă cu doi meditatori. Că unul are o metodă, altul alta, să fie, să aibă certitudinea, copilul ăla o să înțeleagă. Mamă. Și aici, ca părinte trecut prin treaba asta, pot să vă spun că da, de cele mai multe ori, problema e la noi, la părinți, care odată că le fixăm copiilor niște obiective nerealiste, și acum, uite, de exemplu, Ștefan și-a dorit să meargă la liceul Matei Basarab. El a luat media 9,75, cu care putea să intre practic la orice liceu din București. Nu, el a vrut să facă asta și l-am lăsat în pace. Da. Dar să... cum stabiliți? Nu părinții stabilesc obiective nerealiste. Sistemul stabilește niște obiective nerealiste. Pentru că dacă copilul la treapta a doua, sau cum ar veni la admiterea la liceu, da, nu ia peste 9,50, atunci, na, adică 9,50 este o notă foarte mare. Stai puțin, lăsând asta la o parte, eu vorbesc că noi vorbim acum despre pregătirea copiilor. Părinții își trimit copiii să facă pregătire din mai multe motive. Unul, că li se pare că nu stăpânesc suficient de bine materia sau că nu fac școală suficient de bine, da? Da. Și să ajung, de asta spun, asta cu liceul mai bun, în foarte multe rânduri, este nerealist și este un obiectiv al părintelui și nu al copilului. Sunt foarte mulți copii din generația lui Ștefan, din amicii lui, din colegii lui și așa mai departe, care au intrat împinși de la spate de părinți la licee de top, sau la clase, că pormă mai departe în fiecare liceu. Uite, Ștefan, de exemplu, iar revin la exemplul lui, că e fiul meu, da. El avea medie să intre la clasa A, cu informatică intensiv. Și mi-a spus, sub nicio formă, eu nu mă duc acolo. De ce? Că nu vrea să facă atâta informatică. El a vrut o clasă normală. El e, chiar dacă are o medie mare. Și l-am lăsat în pace. Și acum știu de la el că sunt copii de la clasa aia care nu mai știu cum să facă să plece de acolo. Pentru că e prea mult pentru ei. Pentru că sunt copii care sunt croiți pe a învăța foarte mult
Și sunt copii care nu sunt așa. Dar în urma meditării la materiile astea și a eforturilor făcute pentru examen, reușesc să obțină niște note foarte bune, sunt poate dopați. Peste așteptări, sunt dopați cum ar veni, dar ei nu sunt pregătiți să facă asta la lung. Da. Și clachează și vor să se transfere și sunt nefericiți și așa mai departe. Și de-aia trebuie să găsești un obiectiv realist pentru copilul tău, la asta mă referam și la asta spune și doamna Deca și dânsa mai completează, că în ceea ce privește meditațiile, noi ca părinți trebuie să fim foarte sensibili la ce are nevoie copilul nostru. Da? Copilul adică are nevoie e bun să se joace, și vrea să fie foarte bun are el. Are nevoie să stea afară, are nevoie să socializeze, are nevoie de toate astea, clar. Și dânsa spune că, din acest punct de vedere, aș recomanda și discuția cu consilierul școlar, pentru că nu întotdeauna super pregătirea ajută. Consilierul școlar pentru Vlad, că tu nu știi ce, e psihologul. Acum există un psiholog la școală, nu știu dacă e în toate școlile, dar există psiholog. Și, într-adevăr, psihologul de foarte multe ori e mai important decât meditatorul, pentru că mulți copii nu reușesc să gestioneze emoțiile examenului. Au cunoștințele necesare, dar acolo clachează și noi am... Ar fi ajutat și pe mine un psiholog. Să știi. Da. Și acum, cred că... și acum, deci, doamna Deca, ca să sumarizăm, spune că nu întotdeauna ai nevoie de meditații, că poate ar trebui ca părinții să ceară la școală ore suplimentare din partea profesorilor de matematică și română, în special dacă e vorba de clasa a 8-a, și doar dacă constată că școala nu le oferă suficient suport, abia atunci să apeleze la un meditator și să nu facă asta excesiv, punându-le mai mulți meditatori copiilor. Și acum vă întrebăm. Au timp profesorii să facă aceste ore suplimentare? Măi, mai au, ți-am spus, în apropierea examenelor au mai făcut, în loc de dirigenție, venea așa, accidental. Se oferea profesoara de matematică să facă... Da, dar meditațiile se fac a la lung. Orele suplimentare, dacă le faci doar înainte de examen, e o chestie așa de polișat. Da. Sunt copii care poate au numai 10 la școală, sau, mă rog, vezi că le merge mintea foarte bine la matematică, de exemplu, și nu au nevoie de mai mult decât atât. 0372069599. Pentru cei care ați avut examene cu copiii voștri sau care sunteți în pragul examenelor, vi se pare fezabil ce spune doamna Ligia Deca? Vi se pare că școala la care sunteți vă poate oferi aceste ore suplimentare și ar fi suficient? N-ar mai fi necesare meditațiile? Puteți să dați și mesaje la 0728 3132, dar vă așteptăm la telefon. Filul meu a terminat o școală din București. În 4 ani de zile de gimnaziu a avut 4 profesori diferiți la matematică și 3 de limba română. Cum ar putea să facă școală fără meditator? Alexandru din București. Iată, un punct de vedere. Corect. Iar o doamnă profesoară ne scrie: doamna Deca i-a întrebat și pe profesori? Ne cere să lucrăm gratis. Cât mai mult, nu? Cine lucrează așa în afară de profesori? Se întreabă doamna profesoară și revin la a vă spune că doamna Ligia Deca a declarat într-un interviu pentru știri pe surse.ro, printre altele: haideți să cerem de la școală ce ne dorim de la școală și după aceea să constatăm sau nu că ea poate să ne ofere și să luăm alte măsuri. Nu să începem automat să căutăm să facem meditații. Doamna Deca face apel să nu se mai facă meditații automat, așa, când e... Pornește de la presupunerea că părinții nu cer sau nu știu ce să ceară de la școală. Exact, și ea, dânsa spune că în unele cazuri ar trebui ca părinții să ceară ore suplimentare de pregătire din partea profesorilor de la catedră. Haideți să vedem ce ne spune Răzvan, dacă este fezabil sau nu planul doamnei Deca. Bună dimineața, Răzvan! Daniela? Nu, ești pe linia 3, Ionuț. Salut, Ionuț! Bună dimineața! Bună dimineața! Salut! Sunt din Craiova și am o fetiță în clasa 6-a. Da. Și vreau să vă spun că doamna ministru, nu știu pe ce lume trăiește. Ce profesor ar putea să facă ore suplimentare cu acești copii în afara timpului pe care le-ar la școală? Plus că n-ar avea în ce sală să facă. Iar referitor la meditații, sunt excepții copiii de care ați vorbit dumneavoastră, care au luat la licee foarte bune și note mari fără meditație. Da, sunt foarte rari. Facem sala de festivități. Majoritatea copiilor fac meditații. Excepție cei care nu-și permit. Corect. Și, și aceștia care nu-și permit, în clasa 8-a vor face niște eforturi pentru a-și medita copiii, fiindcă altfel nu se poate. Programa este foarte încărcată. Profesorul nu poate să stea mult timp la o lecție și dacă întreabă un copil: doamna, n-am înțeles, păi de ce n-ați înțeles? Că eu am explicat. Sau dacă doi din clasă se mai dezghețați la minte,
și înțeleg pe aia ca și etalon. Da, aici depinde și de harul fiecărui profesor, asta e variabilă întotdeauna. Trebuie să facem o discuție la un moment dat despre ce ar trebui să se întâmple ca să nu mai fie nevoie de meditații. Deloc. Deloc, da. Așa ar fi ideal, da. Cristi, bună dimineața! Bună dimineața, Cristi! Bună dimineața! Mă dau o zi mașină, sunt fie gălegem, ce scuze. Te rog. Vă pot da la răspuns, fii că mi-ai exact ca și Balotelli, pe a noua intrat și au la clasă de matei. Așa. Dar vă dau și un exemplu și un contraexemplu ce s-a întâmplat în a opta. Ora cu parte de... Vorbim de matei și român în primul rând. Au fost la Shakespeare, fii că la matematică au avut un scump de doamnă profesoară. Încerca să bage cu forță matematică în ei. Din timpul ei liber, îi lua de la alte ore. Complet neplătită. Complet. Ca da. Să pot să discutem. Dar, bă, oamenii, dacă fac chestia, s-o fac pe timpul lor. Uh-huh. Domnii profesori. Doamna aceea s-a chinit. Din 27, maxim 10 copii rămâneau la cele suplimentare. Ca și exemplu. Da. Le-a dat dacă au avut cui. Dar 17-18, nici măcar de atâta lucru nu au fost curioși. În schimb, la română, au avut o doamnă profesoară, pe care până în primăvară, când a spus noi scandal, nu vedeau la oră până la și 15 și 20, prin clasa 8-a. Și când a fost discuția să avem scandal, e suficient cât le predă, că nu știu ce, am bătut apropo de oră suplimentară, exact asta a fost să spun, eu nu sunt plătit să fac suplimentar, discuția noastră a fost, bă, dar măcar l-au venit. Deci, le zic, e greu să convingi profesorii. Am avut caz, am avut-o pe doamnă de matematică, senzațională femeia, din timpul ei, dar... Mulțumim mult de tot, Cristi, pentru... Trebuie să ai și cu cine, în primul rând. Pentru experiența ta, într-adevăr, asta e, resursa umană e cea mai importantă și în situația asta. Hai să vedem ce are de spus și Luminița, mai avem un minut. Bună dimineața, Luminița! Bună dimineața! Bună dimineața! Situația noastră a fost exact opusă cu a domnului care tocmai a vorbit. Copilul meu, care acum e în clasa nouă, a avut o profesoară extraordinară la limba română, directoare fiind, îi lua pe copiii la ore suplimentare. În schimb, profesorul de matematică și vorbim de avea 16 ore pe săptămână, apropo de timpul profesorilor care pare să fie mult prea limitat. Dumnealui nu și-a făcut timp, nu l-a interesat nici măcar la opționalul de matematică pe care l-au ales copiii, nu a vrut să preia el ora respectivă. Da, iată că un bun început pentru o reformă a învățământului românesc ar fi definirea unor criterii mai clare pentru selectarea oamenilor care chiar vor să facă educație, care au vocație de educator. Da, pentru că planul doamnei Deca poate sta în picioare în măsura în care, la catedră, sunt profesori dispuși să facă eforturi pentru copii, ci sunt profesori care au har. Și... Da, citesc în modelul acela, faimosul model finlandez despre care tot se vorbește că este, mamă, senzațional, ce tare, ce nu știu ce. Nu doar programa, ci și selecția profesorilor este foarte importantă. Iar Ministerul Educației și sistemul de acolo se ocupă în permanență de perfecționarea profesorilor și de selectarea permanentă a profesorilor care vor sau nu vor să fac această meserie. Da, iar în privința meditațiilor, ca să încheiem, eu ca părinte care am trecut prin asta, încă o dată vă spun, încercați să înțelegeți ce vor copiii voștri, încercați să îi susțineți, dar să îi susțineți către ce vor ei să facă, nu către care e năzuința fiecăruia dintre voi ca părinți. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine.